Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din... Stai, de ce muzica așa de tare? Așa. Bun. Bine ați revenit la un nou episod din Blades and Soul. Ca de obicei, suntem cu caracterul nostru minunat aici și de față. Și celălalt caracter mic și adorabil. N-am mai apucat să fac level pe ele, dar... Hai să mergem, asta e level 11, mai avem până la 20. Da. Aș vrea să vă arăt cum să faceți rost de cât mai multe outfit-uri, dar nici eu nu le știu chiar pe toate. Le știu pe cele de la început. Și, da. Dar am aflat cum pot să fac rost de... Cum se numesc? De diamante. Deci, armele pe care le avem putem să adăugăm pe ele diamante pentru a le crește rafinitatea, dacă nu mă înșel. Nu știu exact cu ce ajută, dar probabil că s-au simțit bine developerii să bage și ceva diamante în joc. Chestia asta micuță încă aleargă, aici așa, you will suffer 60 points deduction if you quit while in an arena or battlegrounds. Ok, wearing a faction uniform can make you a target for the opposite faction. Da, chestia asta vreau să vă spun. Putem face rost de un outfit al celor din Blackgram și de outfit-ul celor din Bamboo Guard. Cele două tabere opuse pe care le știm deja. O să vi le arăt cum facem astea. Trebuie să facem side quest-urile și o să vedeți. O să ajungem la un quest în care vom primi... Mai întâi vom primi uniforma celor din Bamboo Guard, iar apoi o să o primiți și pe cea din Blackrem, la un level un pic mai mare, dar o să o primiți și pe aceea. De asemenea, o să învățăm să fugim pe apă, mai exact sărim pe apă sau ceva de genul și cum să zburăm mai repede. Da, începe să ne spui. O să-ți citim scrisoarea mai târziu, Hajun. N-avem timp acum, trebuie să dăm la roată. Încă un 1. Stone of Wisdom. Reinforcement material. Habar n-am la ce se folosește, sincer. Dar o să o luăm oricum. Așa, confirm. Le-am putea lăsa aici în caz că nu le folosim, știți? Să citim scrisoarea lui Hajul. Ok. De ce asta îmi pare extrem de cunoscut? De ce n-am încredere în ce spui, Hajun? Nu, de fapt, Hajun este foarte de treabă. Tocmai am văzut acolo un outfit și n-am apucat să dau repel. Ce e ăsta? Manage acquires. You don't have any antiques to extract, exchange, sell. Pot să vând chestiile astea? Păi, am una. Habar n-am. Habar n-am de ce se folosește chestia asta, dar aparent pot. You can manage items. Ok. Aparent nu am. Dar pot să... oricum e expirat durata, deci nu mai avem ce face cu el. Bun, gata. Am rezolvat. Și aparent am primit și niște bănuți, chiar dacă au fost extrem de puțini. Îmi place foarte mult cum arată. Se vede că a venit vara. Nu mai putem decât peste 58 de minute să dăm din nou la roată. Sau ce puțin așa zice. Bun, am ajuns din nou aici așa unde putem să facem aceste quest-uri. Nu ne interesează ce zice tipul ăsta. Așa, și vom primi și un diamant după ce vom face... Oh, stai. Nu. De fapt... Chestiile astea două oricum nu avea nevoie de ele. Și
Așa, și habar n-am la ce se folosesc ăștia asta sau asta. Da, mă rog. Ok. Bun, deci trebuie să mergem în zona asta și să terminăm ce avem de făcut. Stați numai să vedem aici, așa. Deci avem de... Trebuie să... Omorâm 3 urși. Trebuie să avem înapoi mâncarea furată de la Deathcaders și să facem 3 recruți din echipa inamică să se predea. Asta ar putea fi interesant. Bine, domnule urs, veniți aici, așa vă rog, ca să putem discuta prietenește despre cum nu e bine să mușcați oamenii. Așa, ați văzut? Domnul urs înțelege foarte bine că unele lucruri trebuie discutate într-un mod foarte pașnic. Nu-i așa, domnule urs? Sigur că da. Pentru că de ce nu? Domnule urs, stați așa. Trebuie să discutăm și cu dumneavoastră despre codul bunelor maniere. Nu vă putem lăsa să faceți de fiecare dată ceea ce doriți dumneavoastră. Este foarte periculos. Bun, aparent sunt invizibile, dar nicio problemă. O să mergem pe este tipii ăștia și o să le dăm... Apare mi s-a blocat pentru câteva secunde, nu știu exact de ce, dar am făcut rost de ceea ce aveam nevoie. Am făcut... Putem să luăm o... Am luat-o. Bun, băieți, acum mergem după recruți. Tipule, prinde bomba! Aparent o mers. Mai avem numai câteva. Haide! Ce s-a întâmplat? Te temi de umbre? Vreau să fac o glumă, dar nu mi-a ieșit. Încă un Duskeders. Nu, nu mai avem treabă cu dumneavoastră, domnule urs. Vă puteți petrece restul vieții hibernând. Ok. Domnule, stați un pic. Vrem să discutăm într-un mod pașnic. Oh, vedeți? O înțeles. Întocmai. Du-te. I stopped to live in Bamboo Village. I made mistake. Ceea ce-a zis recrutul, mai exact. Avem acolo jos ce vorbesc până și ei. Până și ce vorbesc ei ne arată. Tipule, stai așa un pic. Vreau să vorbesc și cu tine despre ceva foarte important. Ai auzit ce s-a zis pe noua pagină a developerilor? Nu? Păcat. Nu a fost foarte interesant să vorbească cu noi. Bun, mai avem un singur recrut. Domnule recrut, unde vă aflați dumneavoastră? Acolo avem un alt player. Uite. Am terminat. Acum trebuie să mă duc înapoi unde eram. Mă scuzați, trebuie să trec printre voi. Fără niciun motiv. Foarte bine. Mă ratează cu absolut toate loviturile lor. Bun, am primit ceva. Ok. Ia să vedem ce am primit. Este asta. Nu știu la ce se folosește, dar pentru ceva asigurat o să folosim. Bun, mai are cineva ceva misiuni? Nu? Oh, uite, ceva adorabil aici. De ce sunteți unul în altul? Știți ceva? Să aveți o viață frumoasă împreună. Nu ne băgăm noi între cupluri. Oricum nu mai avem loc acolo. O să trec pe lângă tine, nu te superi, nu-i așa? Apare nu.
Jocurile. Nu mai contează. Jibongsa. Hai să vorbim. Would the Black Ram and the Adders be working together? Dacă ai zis că se urăsc de ani, nu prea aș crede sau ori se folosesc unii pe alții. Hei, tu vină până aici, vreau să vă discutăm. Este ceva foarte important. Știi ceva? Am plecat că mă plic. O bombă. Ei, băieți. Hai să ne jucăm de aprinsele. Tu, prinde. Mulțumesc. Vedeți, sunt foarte prietenoși de felul lor. Nu cred că cei din Bamboo Guard sunt chiar așa de sinceri până la urmă. Tipii ăștia sunt foarte, foarte prietenoși. Uitați-vă numai cum vor să discute cu noi. Cum vor să fie prietenoși de felul lor. Nu înțeleg ce-i deranja pe ei așa de tare. Adică, serios, sunt atât de prietenoși, nici nu-mi vine să cred. Bun, îmi trebuie lovitura ca să-i pot să-i prind. Trebuie să am grijă ce fac. Hopa! Ce faci, bă? Stai că vin la tine. Ăsta credea că mă poate învinge pe mine? Băi, eu am an de experiență, chiar 3. Am primit ceva. Am primit o roche. Dar din păcate nu o pot purta pentru că nu e mărimea mea. E prea mare. Nu știu ce s-a întâmplat, dar aparent tipul ăsta e stanat. Adio. Sunt invizibilă. Așa. Meditație. Așa. Vedeți? Ei știu să execute un ordin. Văd că tipa asta pare așa de singur acolo în mijloc cu hărții. Stai că venim la tine ca să discutăm un pic. Așa. Cred că e obosită. S-a dus la culcare. Ok. Și acum mergem să vorbim cu Hajun. Că văd că o ales chiar o peșteră prietenoasă, Hajun ăsta. E un maestru în alegerea peșterilor prietenoase. O să sar până la tine. I heard that you have those other dogs running scared. Nice, but it's easy to get overwhelmed when you're surrounded. Thankfully, you can use Cyclone Sweep 1 to disable one opponent so you can deal with the rest. First you'll need to enter stealth, either with decoy or shadow dash. Then get close to the enemy and use Cyclone Sweep to knock them to the ground. Okay. Alright, next, let's practice a skill that makes the most of the stealth and the shadow dash 1 skill. With this combo, you need to move behind the target, enter stealth with shadow dash 1, then knock the enemy down with cyclone sweep. You can handle this, I'm sure. Hey, mulțumesc! Ce drăguț din parte! Okay, deci... Eu... If you use shadow dash to get behind your opponent, you'll
Shadow Dash. Ok. Da, ok, posso. Da, nu mă lasă. Am făcut-o, am făcut-o. Ok, hai al doilea. Hai, mai am încă unul. Chestia asta o știam deja și am folosit-o. Hei, m-am dus. Oi. Ce bine, am crezut că ăla chiar avea familie. Now, let's practice knocking your opponent down with Cyclone Sweep after successful decoy. Noi. It's a bit of a challenge, but you're up for it, right? Ok, deci folosim 2, 1 și apoi tab. Ok, asta nu e chiar un decoy mic. Ok, chestia asta merge și e destul de faină. E, mulțumesc. Deci, uneori poți să spui lucruri drăguțe. You'll get the hang of the this combo soon. Cred că really learn a lot. You'll be able to do this combo in your sleep. But doesn't assassinate people in your sleep. Ok, but don't assassinate people. Ok, am înțeles. Nu ucidem pe nimeni în somn. That's bad, ok. De ce trebuie să-ți cer scuze? Ai zis că n-au familie. Bă. We'll find a dummy next time. I've heard that the... Ok, data viitoare o să ne batem cu o bucată de lemn, aparent. Chestiile astea de la asasin sunt mult mai diferite decât de la summoner. Dar sunt foarte interesante. Serios, fiecare clasă are câte ceva în plus. To reveal a clan rank in rewards, you must participate in a clan activity at least once a week. Ok, deci putem să intrăm într-un clan, aparent. Nu știu cum facem asta, dar aparent se poate. O să reușim noi, cumva. Poți să te grăbești, micuțule, până aici, măcar. Dynamic quests are automatically accepted in the available zone. These quests are... Ok. You can access home store by pressing F10. Da, nu vreau să apăs pe F10. Din mai multe motive. Bun, deci am terminat misiunea. Am terminat și cu... ăsta. Cu Hajun. Iar acum putem să mergem mai departe. Eu știu ce o să se întâmple mai departe cu ședințele astea de antrenament, dar vreau să vă păstrez vouă surpriza. S-ar putea ca în episodul de astăzi să avem parte de ceva interesant. Și... Nu știu cine e Wang Sun. Întocmai, întreabă-l. Guans. Guan's brother. Tipul ăla, Guan ăsta nu e cel care l-am bătut atunci când am ne-am revenit din inconștiență și da. Nici nu m-ai întrebat dacă vreau. Nu m-a... Mersi. E, măcar mi-am mulțumit. Bun, poftim rochea înapoi.
Ok, avem aici așa doi. Salut! Ok, am primit și o altă piesă dintr-un Soul Shield. Tipa asta aparent este ăsta. Cum se numește? Îi un amândoi par a fi. Bun, măcar mai avem un asasin pe aici. Că ăștia doi sunt Blade Master. Sword Blade Master, da, Blade Master. Habar n-am, îs și ei ceva pe acolo. Aparent aceeași armă se dă și la Warlock, dar ei o poartă mai diferit. Bun, am intrat înapoi pe teritoriul ăla cu cimitirul. Trebuie să mergem sus să terminăm questurile și putem primi și un nou outfit care, după părerea mea, arată mult mai bine ca ăsta. Și ăsta arată bine, eu nu zic că nu, dar mai este unul care arată bine. Aici așa o să ne dea să-l omorâm pe ăla de jos, dar nu vreau să fac asta, pentru că am terminat cu el. Am omorât de tăi că mi s-o crit. Ah, ce drăguț! E o fată. Am ratat ceva și aparent Jiggy Bong sau asta ar fi un spion. Da. Aparent avem level 13. Asta e super. Drăguț. Și văd că sunt foarte mulți summoner la ora asta. Deci, foarte mulți ori ales. Uitați, vedeți? Aici așa primim un nou outfit și mai avem ceva. Uite, mai avem acolo. Poftim. Ce se întâmplă? Jocul mi-a lăgăit pentru o perioadă. Îmi place la GeForce Master că poți să... cum să zic? Că au acea armă care lasă un fel de dungă roșie sau portocalie sau albă, depinde de ce culoare au. Ok, am revenit. Aparent m-am întrerupt pe mine. Da, filmez foarte des. Stăteam în aer. M-a văzut cineva? Tu m-ai văzut? Chestiile astea îmi par foarte nefolositoare. Adică uitați. 1. I-am scăzut 1. Aici trebuie să mergem. Nu, nu o să mai iau chestiile alea, sunt inutile. Nu merge de fiecare dată. Bun, ia să vedem dacă putem să... Aparent eu nu sunt afectată de... de explozibil. Ceea ce e bine, pe mine mă bucură să nu fiu afectată. Chiar dacă nu prea are. Ok, asta a fost ceva foarte șmecher. Se pare că merge. Bun, unu, nu mai putem. Ar trebui să-mi arate cum se fac mai multe din astea. Asta a murit cu mâinile în sus.
Deci, oh, nu apăsam pe ce trebuie. Cine e tipul ăla? Bun, tu urmezi. Asta trebuia să întâmple ceva? Oh-oh. Nu, 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 nu. Aparent asta-i tot. Ups. Nu, 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 asta. Asta e. Foarte mare păcat. Mă, și eu care credeam că o să fie un pic mai greu decât atâta. Asta a fost foarte ușor. Easy peasy. Floare la ureche. Spor. Da, na, na. Da, hai să continuăm. Da. Va trebui să fugim și să... Ce se întâmplă? Aparent ori făcut în așa fel încât să nu poți să treci decât prin mijlocul podului. Că altfel trebuie să te împiedici. Bun, hai să ieșim afară. Și... Trebuie să urc înapoi sus. Și ca să primesc acel outfit, nu de alta. Bun. Și o să putem să vedem și ce outfit ne stă mai bine. Deci, ok. Bun. Hai să vedem. O să încerc mai tipul ăsta. Da. Uite, pe Gon ar fi arătat bine. Pe Lin și pe Lin arată drăguț. Și pe Yun arată bine. Nu zic că pe Jin nu arată bine, dar... Nu-mi place. Uite așa mai merge, se mai potrivește cu caracterul meu. Din nou, pe asta arată bine. Pe asta arată durabil. Și pe ea arată bine. Dar da. E bine, o să-l alegem pe asta închis la culoare. Bun, și să intrăm jos și jos și îl punem pe asta. Ok, și astea trei o să le vindem, că n-avem ce face cu ele și acum, de fapt, stai. Da, așa arătăm noi. Nu arată chiar așa de rău. Să zici, da, mă, nu arată deloc bine. Nu, chiar arată bine. Mă duc la asta ca să vând chestiile astea. E, exit și... Mai am la tipul ăla să merg. De ce trebuie să merg acolo? Credeam că o să-mi dea în același loc. O, stai, gata, știu de ce. O să avem o conversație interesantă. My cousin, my friend and my sister gone. E, asta e foarte trist. Și totuși el e un războinic. A, uite, celălalt. Nu mai aud că plânge sicriul ăsta? What? Speak, stranger, why you disturb my slumber? De ce plângi? Am o scrisoare. Da, exact. Mă duc, trezesc un spirit și spun, am o scrisoare pentru tine. Pentru că, da, de ce nu? Ok. Nu o să mai vorbesc pentru că situația asta este oricum foarte creepy.
Cred că e demnă de povești de groază. Sicriul care plânge. Cineva e foarte trist. Tipa asta, dacă... Da, cred că e din clasa Yun. Da, aparent putem să învățăm lucrurile de bază despre clasa noastră în Hongmun Training Room, dar încă nu avem levelul necesar ca să putem intra acolo. Avem nevoie de level 15 ca să putem intra. Și după cred că o să ne pună, o să ne dea o misiune specială. Bun, aici și trebuie să ne batem cu... Asta o să dureze mult. Deci la tipii ăștia mereu durează mult. Ok, dar o să ne concentrăm numai pe chestiile esențiale, nu o să mă ba mai bag cu fiecare în parte, pentru că o să-mi ia 5 ani. Ok. Tu, ne jucăm prinsa. Prinde. Cu tipul ăla o să ne jucăm prinsa. Nu ne lasă mereu să dăm acel combo. Deci combo era 1, 2. Ah. Ia de aici. Să luăm asta și ne jucăm cu el prinsa. Nici el nu vrea să joace prinsa cu noi. Bun, trebuie să intrăm aici și... Să facem mai exact. Nu, nu cred că aici trebuie să intrăm. E rar. M-am încurcat. Adică am făcut misiunea asta odată și știu că durează mult. Uite, acolo trebuia să mergem. Grozav, acum trebuie să mergem să-l salvăm pe bumbac. Nu? Am omorât 3 dintr-o lovitură. Tu de ce n-ai vrut să mor? Nu, pe tipul ăsta cu voce de fată. Nu mai fa așa. I should be locked up with my guard, Breton, but I ran like a coward again. Păi, asta e viața, ar trebui să te consolăm. Și de ce te sperii de aer? Uitați-vă numai la el. Deci, tipul ăsta e fără speranță. Ok, deci e în siguranță. În sfârșit, mai stai și tu ca un om. Acum am zis. E sigur? I'm so smart, 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 smart. Foarte bine. Vezi numai să nu faci pe tine la cât te sperii de aer. Pe bune. Îi dăm o fugă, mergem, îi punem pastilele în mâncare și am ieșit afară. Ăsta e planul. Oh, uitați aici, așa. F. Ok, și acum am vă merge... Aparent aici. Salut, bumbac.
Cum ai apărut aici? Ting, pong, pak, ting. Nice one, Bumba. Smooth as a baby bottle. This knit weight is really cramping my style. Când s-a întâmplat asta? Amice, când ai mâncat? Ar fi trebuit să-mi arată un cutscene. Habar n-am care este motivul, dar e așa. Ba da, fugi! Ce enervant. Oricum am terminat să mă bag cu ăștia de aici. Cred că ăștia din partea asta nu se respawnează. Haide, haide. What do you have in mind? Let's bomb this place, burn it all. Îmi place cum gândești. Oh yeah, this place is gonna burn real good. Real good. Ok. Boom, boom, boom. Blamo. Excellent. Enthusiasm is the best attribute in the lab assistant. Let's do this. Hey, nu sunt un asistent. Sunt asistent senior. We should release the other militia members. I sort of feel better. Bun, am o bombă. Tu te grăbești și îi stanez. Da, nu te grăbești deloc, să știi. Few thanks, ok? Asta o zbura pentru... Guacchil, ce faci aici din nou? Pe bune! Tu nu am probleme, intri! Mă, copilul ăsta... Ceva de groază! Trebuie să stăm aici, așa că altfel ia 15 ani până se bate cu unul din ăsta. Haide! Haide, mai repede, bumbac. Stai, nu te cheamă bumbac. Nu-i nicio problemă, ăla din peștere e bumbac. Și cred că el e, de fapt. Hei, lasă-mă... Hei, unde? Unde? Hei, stați-vă, băieți, lăsați-mă să iau bomba. Nu! Așa. Am stat la javra. Bun, mai departe. Trebuie să ne luăm după ăsta care are aparent un scut deasupra capului. Haide. De ce ai scat cel mai mult? Sfârșit. Ok, luăm asta. Haide. Da, eu sunt cea în chat. Eu aștept după tine. Că eu nu știu pe unde trebuie să o iau. Ok, aparent l-am pus pe jos. Bombă. A meu. Te rog, spune că păstrez bomba. Este.
Tu, prinde! Așa. Mamă, ce-mi place să fac asta. Hai, deodată! Așa se mișcă. Eu potocul meu mișc mai repede ca tine. Ok, să nu ne explodăm pe noi. Da, aparent am fost la școala de plasat bombe și cam știu ce am de făcut. Las niște șteluțe. Uite unde e ăsta. Ce, m-ați observat? Cine m-a observat? Eu n-am avut, nu văd pe nimeni. Cine anume m-a observat? Serios acum? Care dintre voi m-ați observat? Eu nu văd pe nimeni. Serios? Și tipul ăsta mai vrea să spună că, că este folositor. Am fost invizibilă și am pus bomba. Don't be a baby. It's 60% certain we won't get caught in the blast. Just push the plunger and enjoy the show. Bine! Aparent am făcut-o de la distanță. Asta vă... Hei, uitați, Matahalo s-a trezit. Nenea, nu știu cum ai adormit, dar te bag înapoi la culcare. Uitați-vă cum fac! Somai Chung-un, captiv gard. Pe toți v-am pus jos dintr-o lovitură. Bun, am plecat acasă. Pa, pa! Se descurcă ei, până la urmă au fost captivi, dar... ce mai rău a trecut? Trebuie să mă întorc să predau misiunea și... Da, cam atât. Drumul ăsta e lung. M-aș opri să mănânc un dumpling din ăla, ca să-mi refac viața, dar nu mă iau foarte mult din... timpul petrecut. Voi ce faceți toți aici? Uite-l pe ăsta încă tremură. Voi nu sunteți normali. Gata, eu am plecat. Distracție plăcută la o petrecere a voastră. Toți în unul. Uite încă o creatură adorabilă, care e Force Master. Nu vreau să mă bag cu nimeni, vreau numai să mă duc să predau misiunea. Și nu, nu voi face acel daily quest. Din simplu fapt că l-am făcut de o grămadă de ori și m-am cam săturat. Da. E un pic enervant. Și știu că am fost întrebat despre SFM, dar o să continue și seria. Nu știu exact când o să avem un... S-a auzit ceva foarte dubios, dar nu contează. Nu știu exact când o să avem următorul episod din SFM, dar o să fie cât de curând. A message from Bo.
escaped the anchor when Wungsum woke up. Chehun says those sleeping pills could knock out an iron ox. How did he wake up so soon? I guess Chingun's sleeping pills weren't as potent as he thought. That man is prone to exaggerations. Da, am observat. I wonder if Chingun knew those pills were weak. Could that fool be the spy? Habar nu am. Anyway, glad to see everyone made it back in one piece. Well done. I will report this incident to Captain Dochen and continue my investigation into this spy business. Meanwhile, you're needed in Whalesong Cove. We don't know, but Captain Dochen has asked for every able-bodied warrior in the guard to meet him there. Be careful. Ok, am primit chestia asta. E bine, chestia asta ne-o putem pune la armă. Nu, nu asta. Asta. Acum avem un triangular ametist care o să ne aducă în plus 140 life drain, un critical hit. Ok, deci o să ne dea critical și attack power plus 5 și 140 la viață. Da, sunt utile. Acest ghiozdan, ca să deschizi una din asta, ai nevoie de 3. Eu am 4. Mă gândesc. Nu o vom face acum. O să facem atunci când o să avem nevoie. Ok, am băut acea supă de crabi. Și acum urmează să mergem... Unde mai exact? Să ne întâlnim cu Douchun. Exact. Mi-ar plăcea să ne lase să fugim în continuu. Adică știu că asta ar fi prea... ar face jocul prea balansat și prea rapid, dar totuși foarte încet acum cum e el așa. Foarte încet. Din punctul de vedere al poveștii, adică ar fi mult mai interesant. Știu, aș fi putut să mă teleportez direct aici, dar să nu fac asta. Aparent s-a respawnat și acel boss. Cred că o să ajungem acolo, o să trecem de cutscene-uri și de primele quest-uri, iar apoi o să încheiem acest episod. Da, cred că asta o să facem. Trebuie să aștept până se respawnează asta aici, din cauza lui Pimpa. Pentru că tipii ăștia au un quest la ei. Asta nu mi s-a mai întâmplat. ATP-ul nu se mai respawnează, aparent. Nu? Nu, aparent nu. E, asta e. Ar fi fost un quest și am fi primit... nu zic că îmi primeam cine știe ce, dar era un quest și... Questul tot quest rămâne. Ok, avem și două side quest-uri, dar o să le facem și pe alea un pic mai târziu. Până atunci... Ce? Oh. Nu se încărcase harta. Ok, some powerful boss attacks can overcome block your or counter skill. Da. Așa, clanurile mai vechi sunt deja clasificate ca și clanuri competitive. Asta, chestiile astea le știam. Și... Nu am citit.
Ce-ai pățit la picioare? Bietul de el. Sau, nu, stai, asta e o altă persoană. Ce am crezut că astea sunt picioarele lui, vai. Oh, un cutscene. Oh, toată lumea se transformă în zombie, apare. Nu, lăsați chestia adorabilă în capace. Răilor. Tipul ăla o țipa ca o fată. Nici o problemă, nu judecăm pe nimeni. Idocine aici. Totul va fi bine. De ce am făcut oare asta? M-a apăsat click din greșeală. Continuă-ți drumul. Trebuie să mergem să vorbim cu Dociun. Să îi asistem pe cei din Bamboo Guard. Ok, trebuie să ajutăm și oameni. Aparent. Uitați aici cineva. Chiar două persoane. Gata, calmează-vă, doamnă. Domnule. Bun, ați fost foarte speriat, vă înțeleg, dar trebuie să vă calmați. Tu, lasă bietul om în pace. Așa. Acum înapoi sus pe munte. O să ignorăm pe ăștia care se bat pe aici. Hei, pe tine nu te știam. Ba, îmi par foarte cunoscut. Cred că e la de la început. Zombie. Normal că n-ați mai văzut nimic ca asta. Ok. They say a strange fog erupted from the sands and started turning people into those things. All the villagers ran for their lives. Everyone except for some weird tall disappeared into a beach cave. I guess so. Yeah, tall, pale, black outfit, black hair. One. Serios? Scuză-mă, dar trebuie să plec. Nu pot. Femeie malefică. L-a omorât pe maestru și trebuie să găsim răzbunare, pentru că altfel nu se poate. Și asta este motivul pentru care jucăm acest joc, ca să găsim răzbunare pentru maestru. Vom intra în acest chip. Și vom cobori în abis. Dar chiar că e adâncă peștera asta. Ok, avem acolo o creatură care vrea să devină prietenul nostru. Ok. Aparent pot să fac anumite mișcări și în timp ce mă mișc. Ce se întâmplă acolo? Uite-o! So you survived. Interesting. Ăla nu-i Lu Song? Yes, you'll do nicely. Stai, ce? Ce i-au făcut? Vrăjitoarea. De fapt, stai că și-o merită. But first a gift for you. Un cadou pentru mine? Vai, dar nu trebuia. Vai, îmi place cadoul ăsta. Pot să-l iau acasă. Uitați cât e de drăguț numai. Deci nici nu ai zice că e periculos sau ceva. E atât de adorabil. Ce faceți? Ok, trebuie să vorbim cu Dociun.
Bă, stai locului. Așa. Așa. De ce trebuie să folosesc chestia asta? Tu poți folosi pumnii și eu trebuie să folosesc prostia asta. Nici măcar nu merge. Nici nu pot să fug. O să țin apăsat și o să merg așa. Dați-vă din calea mea, am un aruncător de flăcări și nu știu cum să-l folosesc. Pentru că-l tot folosesc în continuu. Chiar chestia asta o să se ducă dacă tot continui tot așa. L-ar pe Dociun. Hei, vină înapoi. I think we need it, așa. We don't have much time, let's get out of here now. Ok. Ok, aparent e zi. Oh, dar e frumos locul ăsta dacă e pe timp de zi. Porc corupt. Am o oarecare impresie că nu a fost bine ce s-a întâmplat adineauri. Ok, stai. Să reechipez, să dau jos chestia asta, să echipez asta și să iau asta. Așa. Oh, asta e drăguța arma. E mult mai faină ca și cealaltă. Dar înainte... nu mă întrebați cum am făcut asta, că habar n-am. Bun. Astea sunt niște quest-uri pe care trebuie să le fac. Uitați, mai am asta. Ok, trebuie să mă duc și... Da, să omor chestiile astea. Dar nu o să folosesc armele, o să folosesc o chestie de aici, așa. Trebuie să omor 50 de din astea, dacă nu mă înșel. Sunt și din astea un pic mai mari. Hopa! 3 lovituri îți trebuie ca să mor, nu? Hei! Chestiile astea mici mă ignoră. Dar alea mari mă văd. Ia de aici, ia și tu. Ia cu brânză, ia cu brânză, ia cu brânză, ia cu brânză. Ia și tu cu brânză. Ia cu brânză, ia cu brânză. Cred că o să termin ăsta și o să ies. Și o să termin videoul. Ia cu brânză. Ăsta mare are nevoie de multă brânză. Ca fel nu se poate. Ia cu brânză, ia și tu cu brânză. Ia cu brânză. Așa, hai. Mai am mulți. Nici nu știu. Stați numai un pic. Oh, mai am. 9. Ia și tu. E, am rămas fără armă. Chestia asta nu mi s-a întâmplat până acum. Adică pe celălalt am avut una și le-am dat brânză la toată lumea. Așa. Mi s-a blocat ecranul puțin. Bun. Haide, mai am 4. Ia și tu. Ce credeți că scăpați? N-aveți șanse.
Așa, el a fost norocosul ultim. Gata. Bun, acum dăm o fugă sus pe deal. Mă enervează deja. Ok. Poftim. Și da. Cam atât a fost cu episodul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Da. Eu am fost Cata cu 328. Noi ne revedem în următorul video. Pa, pa!